Dragii mei, bun găsit! Rețeta de astăzi este una clasică. O știm cu toții pentru că toate mamele și bunicile noastre ne făceau șnițele din piept de pui. Dar pentru începători între ale bucătăriei, o să vă arăt astăzi cât de simplu este totul. Cum să facem șnițele cu minim de efort și maxim de gust. Facem șnițele fragede și bune, o plăcere să le mănânci calde sau reci, a doua zi dacă doriți să le luați la pachet. Și o să vedeți și cum facem crusta aceea crocantă care ne place atât de mult și care nu lasă uleiul să pătrundă înăuntru, așa că vă promit că deși le prăjim în baie de ulei, nu vom avea șnițele uleioase și grețoase. Haideți să începem! Ingrediente pentru 10-12 șnițele, depinde cât de mari le tăiați. Avem nevoie de piept de pui, cam 600-650 de grame, 3 ouă, 3 linguri de făină, 4 linguri de pesmet, sare și piper după gust și cam 500 de mililitri de ulei pentru prăjit. Lista ingredientelor o găsiți scrisă și la descrierea videoclipului ca să o citiți mai ușor. Eu am cumpărat piept de pui dezosat. Dacă cumva cumpărați piept de pui cu os, îl dezosați acasă și oasele le folosiți, de exemplu, la o supă sau la un pilaf. Ouăle le spargem într-o farfurie, punem sare peste ele și le batem cu o furculiță până când se desfac și formează un pic de spumă deasupra. Le lăsăm deoparte. Pregătim o altă farfurie cu pesmet. Eu am mereu un borcan de pesmet în dulap, special pentru șnițele. Crusta aceea grozavă, crocantă, se face doar cu pesmet. Dacă facem șnițelele doar cu făină, nu vom obține crusta aceea pe care ne-o dorim. 4 linguri de pesmet am pus. Într-o altă farfurie punem făină. Cam 3 linguri, puteți folosi orice fel de făină, eu am avut la îndemână cutia cu făină pentru prăjituri. Ne mai trebuie sare și piper râșnit proaspăt ca să aibă aromă. Și, bineînțeles, să nu uităm 500 de mililitri de ulei într-o tigaie adâncă. Luăm pieptul de pui, căutăm să vedem dacă are mușchiulețul acela atașat, pentru că mușchiuleții se vând separat de obicei și de aceea în unele pachete s-ar putea să nu-i găsiți. Dacă găsiți mușchiulețul acela lung, inner file se numește, îl simțiți la mână și îl scoateți ușor cu cuțitul. Fasonați puțin pieptul de pui, adică îndepărtați eventualele pielițe care au mai rămas atașate și acum, după cum vedeți, pieptul de pui nu are grosime uniformă, așa că eu tai partea de jos oblic. Și am aici un șnițel, iar partea de sus, care este mai groasă, e prea groasă ca să poată fi prăjită ca atare, și atunci trebuie secționată. Cum o secționăm ca să nu ne tăiem? O așezăm pe un fund de lemn, punem palma stângă deasupra și cu cuțitul tăiem orizontal în jumătate. Avem acum două șnițele destul de grosuțe. Dacă le preferați mai subțiri, puteți să le mai secționați încă o dată, la fel, pe orizontală. Mie, sincer, să fiu, îmi plac mai grosuțe, pentru că așa se păstrează fragede mai bine și a doua zi. Șnițelele mai subțiri vor fi un pic mai uscate. Dar totuși, haideți ca pe unul dintre ele să îl mai secționăm o dată. Cu aceeași procedeu, am pus palma deasupra și am tăiat pe orizontală. Am mai obținut încă două șnițele. Avem aici toate șnițelele tăiate. Acum, ceea ce urmează este opțional. Eu, de obicei, nu prea fac operațiunea aceasta, dar dacă vă uitați cu atenție, unele bucăți de carne au o parte mai subțire și o parte mai groasă, ceea ce înseamnă că nu se vor prăji uniform. Și atunci, ce facem? Le punem pe un fund de lemn, le acoperim cu o folie alimentară sau cu o pungă curată, și le batem nu cu ciocanul de șnițele, acela e pentru carnea de vită, ci cu fundul unei crăticioare sau cu fundul unui bric. Le batem doar pe partea groasă și doar cât să egalizăm grosimea, în așa fel încât șnițelul să se prăjească uniform. Repet cu încă o bucată, voi bate doar aici unde este bucata mai groasă.
Le-am pregătit pe toate, le-am înșirat pe un fund de lemn și le presar cu sare și cu piper pe fiecare în parte și, bineînțeles, pe ambele părți. Așa că le întoarcem pe toate pe partea cealaltă și reluăm procedura. Presărăm sare și piper. Ne-am adus aproape farfuria cu făină, cu ou, cu pesmet și încă o farfurie goală, curată, în care vom așeza bucățile de carne pregătite. Dăm carnea mai întâi prin făină, apoi prin ou. Scurgem și apoi prin pesmet. Și ca să ne murdărim cât mai puțin, cu o mână lucrăm cu ingredientele uscate, cu cealaltă mână lucrăm cu ingredientele umede, adică cu oul. Așadar, luăm o bucată de carne, o presărăm cu făină, o tăvălim bine, o punem în farfuria cu ou bătut, o întoarcem pe toate părțile ca să fim siguri că s-a îmbrăcat uniform și o punem în farfuria cu pesmet. O presărăm cu pesmet, o întoarcem, ne asigurăm că are pesmet peste tot și e gata. Bineînțeles, puteți lucra mai elegant cu un clește. Le-am terminat pe toate de pregătit pe o farfurie și sunt gata de prăjit. Bineînțeles, cu făina și pesmetul care au rămas nu avem ce face, dar cu oul, dacă v-a rămas și e posibil să rămână, nu îl aruncați, puteți să faceți o omletă rapidă. Puneți un cubuleț mic de unt într-o tigaie antiaderentă și după ce untul se topește, turnați ouăle. Ele sunt deja gata, bătute, au și sare. Iese o omletă micuță, dar excelentă, e gata în 2 minute și e numai bună de pus apoi lângă șnițele. Înainte să ne apucăm de prăjit, ne pregătim o farfurie cu prosoape de hârtie, în care vom scoate șnițelele. Am pus uleiul să se încingă, avem nevoie de baie de ulei ca să se formeze crusta aceea crocantă și uleiul să fie neapărat foarte bine încins. Îl testăm. Dacă mai aveți puțin ou bătut rămas pe fundul farfuriei, adăugați câteva picături și dacă se ridică repede la suprafață, înseamnă că uleiul este bine încins. Când punem șnițelele, uleiul trebuie să sfârâie în jurul bucăților de carne, așa cum vedeți la mine aici. Punem șnițele atâtea câte încap bine în tigaie, nu le suprapunem și le lăsăm să se prăjească la foc mediu spre mare, cam 2 minute pe o parte, apoi când vedem că s-au rumenit așa cât să fie, aurii frumoase, le întoarcem pe partea cealaltă. Dacă folosiți mai puțin ulei, acesta se va încinge prea tare, se va arde mai repede și nu veți mai avea șnițele așa aurii și frumoase, șnițele le vor fi mai închise la culoare. De aceea e bine să puneți uleiul într-o tigaie adâncă și șnițelele să se prăjească în baie de ulei. Procedăm așa până terminăm de prăjit toate șnițelele și le scoatem pe prosoape de hârtie. Șnițelele noastre sunt gata, arată minunat, sunt rumene și frumoase și miros foarte apetisant. Sunt excelente lângă o porție de cartofi natur. Avem rețeta pe canal pentru cartofi natur, o să vă las link la final. Am tăiat un șnițel, nu e uscat deloc, crusta e crocantă și delicioasă și interiorul e suculent. Și mai știți omleta pe care am făcut-o mai devreme? Iată ce garnitură minunată poate fi lângă un șnițel, așadar nu aruncați oul dacă mai rămâne. Dragii mei, a fost o rețetă simplă, sper să o încercați, sper să-mi spuneți în comentarii cum a ieșit sau dacă voi faceți șnițelele în alt mod. Ne revedem curând cu o nouă rețetă. Numai bine!